Un învățământ de calitate și curat au fost cuvintele care au dominat discursurile participanților la deschiderea anului universitar 2010-2011 la Universitatea George Bacovia. Ele au fost întărite și de rectorul universității, profesor Dumitru Bontaș, dar și de ceilalți participanți la festivitate. Este a 19-a ediție anul acesta de primire cu bucurie a studenților debutanți și a masteranzilor debutanți. Ați văzut, sala a fost frumos amenajată cu tineri, care mai de care mai plăcuți, care mai de care mai interesați și care s-au antrenat până la urmă în discursurile celor care s-au prezentat în fața lor. Sper că avem un an în care studenții ne ajută să privim partea plină a paharului. Sper să avem un an în care partea plină să facă să se umple paharul, în așa fel ca la sfârșitul anului promoțiile care vor termina și cei care astăzi au debutat să se bucure de un an neașteptat de bun. Rezultatele bune obținute de Universitatea Băcăoană anul trecut s-au reflectat și în numeroasele medii de 10 și 9 la finalizarea cursurilor, dar și în reprezentările la programele Erasmus în Europa, la alte programe locale, evidențiind astfel preocuparea corpului profesoral pentru legarea învățământului de practică, intrarea studenților în mecanismele pieței încă din facultate. Chiar dacă anul acesta numărul celor înscriși a scăzut, se va pune accent în continuare pe consolidarea unui climat de moralitate, sănătos și curat în relațiile dintre studenți și profesor, idee făcută public în premieră la deschiderea anului universitar. Cum a fost prima zi de facultate? Emoționantă, cu, nu știu, cu oameni noi, experiențe noi, a fost ok. Ți-ai făcut deja prieteni printre colegi? Da, deja am și colegi din liceu și suntem destul de apropiați, așa, în grupă, în aceeași grupă. Este... Ce facultate te-ai înscris și de ce ai ales Universitatea George Bacovia? Am înscris la drept, nu știu, pentru că este în orașul meu și mi se pare mai ok. Nu am un motiv anume. Față de clasa nouă e puțin diferit, mai multe emoții. La ce facultate te-ai înscris și de ce ai ales Universitatea George Bacovia? Finanțe bănci și am ales pentru că Alexandrii nu are această specializare și am vrut să rămân în oraș. Deschiderea anului universitar nu a fost doar o sărbătoare, un moment festiv, ci s-a creat din prima zi o atmosferă de lucru, de angajament, astfel ca viitorii absolvenți să poată intra în viață în societate bine pregătiți, cei merituoși fiind încurajați să participe la programe europene, la burse și la programele de voluntariat academic.